Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la știri, iată care sunt titlurile ediției. Drumul de la Boteni va fi gata în maxim 2 săptămâni. În prezența oficialităților de la județ s-a aprins flacăra centenarului la Vlădești. O victorie și o înfrângere pentru juniorii mușteleni. O femeie de 83 de ani a fost găsită moartă luni seara, după ce în data de 23 august dispăruse de la domiciliul nepoatei sale din Câmpul Lung. Bătrâna zăcea fără suflare lângă un copac și nu prezenta urme de violență. O bătrână din Câmpul Lung, în vârstă de 83 de ani, a fost dată dispărută de acasă de către familia sa în data de 23 august. Familia a cerut ajutorul autorităților, sperând că octogenara va fi găsită cât de curând. Din păcate, luni la amiază a fost găsită decedată la ieșirea din Câmpul Lung spre Valea Mare, într-o grădină adiacentă drumului. Se pare că a fost găsită de cineva într-o poziție firească lângă un copac, ca și când ar fi dormit. Trupul neînsuflețit nu prezenta urme de violență. Urmează ca în urma necropsiei să se stabilească cu exactitate cauza decesului. Grav accident în curba morții. Doi bătrâni din București au intrat cu mașina, violent, într-un parapet din beton. Accidentul s-a petrecut pe autostrada A1, la ieșirea către DN7. Soția șoferului a suferit contuzii la coloana cervicală. Doi bătrâni din București au fost aproape de o tragedie după ce mașina în care se aflau a intrat violent într-un parapet din beton. Accidentul s-a petrecut la ieșirea de pe autostrada A1 către drumul național 7 lângă Pitești. Șoferul, un bărbat în vârstă de 70 de ani, nu a apreciat corect curba, mașina a sărit peste un scoar și s-a oprit într-un parapet din beton. Locul este recunoscut ca fiind foarte periculos, în care mulți oameni și-au pierdut viața. În urma accidentului, soția șoferului, o femeie de 71 de ani, a suferit contuzii la coloana cervicală. Pompierii, un echipaj de la Zmurd și altul de terapie intensivă mobilă, au ajuns la fața locului. Femeia a fost preluată în stare de conștiință și dusă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Argeș pentru investigații. Din cauza accidentului, traficul nu a fost perturbat. Sfârșit tragic pentru doi bărbați din județul Argeș. Oamenii au murit intoxicați cu mirosul emanat de borhotul de prune. Aceștia intrase într-o butie adâncă de 3 metri. Degeaba au sărit câțiva oameni care erau de față. Cei doi muriseră. Incidentul a avut loc în comuna Vedea, unde proprietarul acestei case, în vârstă de 60 de ani, se afla în magazia din gospodărie, în care avea 3 butoaie pline cu borhot. Împreună cu un vecin de 44 de ani, au coborât într-un al patrulea butoi gol pentru a pune o folie pe fundul acestuia, în ideea de a-l umple cu prune. După doar câteva minute de când au coborât în butoiul adânc de 3 metri, cei doi au leșinat. A murit și el. A murit amândoi. Că era tânăr și la 44 de ani tânăr și s-a ajutat la muncă, l-a ajutat tot timpul, când avea nevoie de el, venea și l-a ajutat. Dar după aia au venit vecinii și au spart butea? Da, au venit vecinii și au spart butea, până a venit pompierii, deja l-au scos, era scos amândoi. A spart butea vecinii, a rupt folia și da, l-a scos întâi pe bărbatul meu, că dacă bărbatul meu în genunchi a rămas. Deci n-a căzut deloc în borhotil, decât în genunchi a rămas intoxicat, a inhalat mirosul ăla de borhot. Când și-au dat seama ce s-a întâmplat, alți 3 bărbați aflați în magazia respectivă au spart putina încercând să-i salveze. Era prea târziu însă. M-am urcat pe o scară să văd de ce se întâmplă în putina acolo. Adică mi-a zis ce e căzut, e căzut, dar nu știam unde e căzut. Când m-am dus, ce pe ei, ce într-o butie mare. M-am spus pe scară, el, mortul ăsta Lăzărescu, era cu capul proptit în doaga putinii. Am încercat, m-am aplicat în jos, pe putină în jos, dar era cam înaltă. Și am încercat să-l tradă umăr în sus, am simțit că... și alunecat mâna. Alunecat mâna că era udă, urhotă, era de... În final ne-am hotărât să tragem cercurile de la ea. Am săltat cercurile, le-am aruncat în sus și cu un vecin cu ăsta, după aceea de la deal, am tras de doage și le-am rupt 3 doage sau nu știu câte, nu mai rețin, că eram 3 sau 4 doage. A fost chemată ambulanța, dar manevrele de resuscitare au fost în zadar. Cei doi vecini muriseră intoxicați din cauza mirosului de borhot. Am aflat că am fost la un bâlță seară pe la Ciumăge și am aflat
Bă, și mi-a dat telefon, bă, zic, nu e adevărat așa ceva, zic, nu se poate întâmpla să moară amândoi. Bă, zice, nepotă meu. Zice, bă, ce așa este adevărat, zice. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, iar autoritățile se gândesc deja la o campanie de prevenție, întrucât în această perioadă mulți oameni din zona rurală se pregătesc să facă țuică. Au demarat lucrările pe DN73 de la Boteni, acolo unde drumul a fost închis din cauza alunecărilor de teren din această vară. Este cea mai rapidă operațiune de intervenție din ultimii ani, iar în maxim 2 săptămâni lucrările vor fi încheiate. Au început lucrările de reparații provizorii pe DN73D la Suslănești și în maxim 2 săptămâni circulația va fi reluată pe acest drum. Vă reamintim că la începutul lunii august acest drum a fost închis pe tronsonul cuprins între localitățile Mușelene, Mioarele și Boteni, măsura fiind luată din cauza faptului că s-a crăpat și s-a denivelat covorul asfaltic pe o lungime de aproximativ 140-150 de metri. Denivelările apăruseră la ieșirea din satul Suslănești către Boteni, cauza apariției acestora fiind legată de ploile abundente din luna iulie. Apa pluvială s-a infiltrat și a erodat terasamentul drumului. În momentul de față, firma care face reparațiile provizorii a început lucrările de drenare și refacere a terasamentului, circulația urmând să se desfășoare normal pe ambele sensuri. În același timp, Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a demarat procedurile în vederea proiectării, achiziționării și refacerii drumului național 73D la Suslănești. Deci este vorba despre un drum calamitat, este vorba de o calamitate mai veche care datează din jurul anilor 70. Au fost niște drenuri pe versant care s-au colmatat, apele au lucrat, fiind un an ploios, s-a produs această calamitate. Împreună cu reprezentanții conducerii companiei naționale am venit cu un expert, am evaluat situația, s-a stabilit soluția tehnică provizorie, pentru că noi tot ce facem astăzi este vorba despre o soluție provizorie de a reda drumul în circulație publică cetățenilor din zonă, că e vorba de câteva zeci de mii de cetățeni din comunele care fac legătura cu Câmpul Lung și cu zona către Mioveni-Pitești. Ieri am început, de vineri noi ne-am relocat utilajele, după cum vedeți. Sperăm în câteva zile, maxim o săptămână, poate chiar mai repede, mai avem de turnat ceva, să dăm drumul. În următoarele 2 săptămâni se vor folosi pentru autoturisme cele 2 rute ocolitoare, una pe DN73 Pitești-Câmpul Lung-Mușcel, iar cealaltă prin Boteni spre Văleni cu ieșire la drumul național Câmpul Lung-Mușcel-Târgoviște. Cea de-a 8-a ediție a Zilei Comunei Vlădești a coincis anul acesta cu aprinderea flăcării centenarului. Oficialității de la județ, dar și cele locale, alături de cetățeni, au sărbătorit dublul eveniment în centrul localității. Pe o căldură greu de suportat, duminică centrul localității argeșene Vlădești a fost neîncăpător. Oficialități de la județ, alături de cele locale, dar și de locuitori din comună, au ținut să fie prezenți la Monumentul Eroilor, acolo unde s-a aprins flacăra centenarului. Un sobor de preoți au ținut o slujbă de pomenire în memoria celor căzuți pe câmpul de luptă, după care președintele Consiliului Județean Argeș Dan Manu, împreună cu primarul localității Leonard Șerban, au aprins flacăra centenarului și au pus-o la loc de cinste. Au ținut alocuțiuni președintele Consiliului Județean Argeș Dan Manu, primarul localității Leonard Șerban, dar și alți primari prezenți la eveniment. Am venit, doamnelor și domnilor, pentru o veșnică pomenire, pentru o slujbă religioasă în memoria celor care s-au jertfit în primul război mondial din această comună, pentru ca noi astăzi, generațiile noastre și generațiile viitoare să se bucure de un stat național unitar român. Felicitări, domnule primar, felicitări Consiliului Județean, vă salut cu tot respectul de pe aceeași vale Bratia, unde sunteți dumneavoastră și de unde sunt și eu născut, și să ne dea Dumnezeu sănătate să parcurgem cu bine, cu sufletul și cu inima datele strămoșești și pe cele creștinești. Bine ați venit în localitatea Vlădești. Mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici. Nu vreau să vă rețin foarte mult pentru că convirea de afară spune cuvântul.
Evenimentul a continuat în centrul localității, acolo unde pe scena amplasată au cântat și încântat asistența destul de numeroasă, artiști celebri, dar și ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară din zonă. Cu toții s-au distrat până târziu în noapte cu muzică și voie bună. Detașamentul Mateiaș al Muzeului Municipal Câmpul Lung a trecut simbolic Carpații, poposind în cetatea Branului. Alături de trupele de vânători de munte și militarii Academiei Forțelor Aeriene, au amintit de eroii de acum 100 de ani. La castelul Bran s-a reconstituit simbolic trecerea Carpaților de către batalioanele române din 1916. Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetuza și Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, cu sprijinul detașamentului Mateiaș al Muzeului Municipal Câmpul Lung, au amintit de eroi de acum 100 de ani. Marșul istoric, muzica militară, desfășurarea tricolorului, petrecerea câmpenească cu fasole și ciolan pregătite la cort de bucătarii militari au fost principalele atracții. Defilarea a pornit dinspre vama medievală, pe Costișă, spre castelul Bran. La intrarea în castel, fanfara militară s-a alăturat formațiilor militare, după care s-a coborât în marș spre Parcul Regal. Militarii au desfășurat drapelul României pe castelul Bran, după care s-a dat startul petrecerii câmpenești în Parcul Regal. Seara a avut loc un duel muzical între fanfara militară și muzicienii de la Festivalul Internațional Jazz at Bran Castle. Astăzi, după amiază, un elicopter dotat cu aparatură pentru preluarea bebelușilor cu probleme a aterizat pe stadionul municipal pentru preluarea unui nou născut. Acesta a fost transportat la un spital de specialitate din București. În această după-amiază, un nou născut prematur a fost preluat de un elicopter al Ministerului de Interne, dotat cu aparatură pentru preluarea bebelușilor cu probleme și transportat la Spitalul Pantelimon din București. Bebelușul venit pe lume în urmă cu o zi cântărea doar 1200 de grame și prezenta unele probleme respiratorii încă de la naștere. Pentru a-i salva viața, medicii specialiști din cadrul Spitalului Municipal Câmpul Lung au decis ca nou născutul să fie transferat în capitală. Echipele de juniori Under 17 și Under 19 ale Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu, angrenate în Campionatul Republican de Fotbal, au înregistrat etapa trecută o înfrângere și o victorie, în confruntările cu formațiile similare ale CS Mioveni. Echipa Under 17 s-a impus la limită 2-1, iar cea de la Under 19 a pierdut 2-3. Campionatul Republican de Fotbal a programat la finalul săptămânii trecute jocurile din cadrul etapei a patra din turul preliminar al echipelor de juniori Under 17 și Under 19. Echipele de juniori de la Clubul Sportiv Școlar din Nicu Golescu au întâlnit pe stadionul municipal formațiile similare ale CS Mioveni. În partida rezervată juniorilor Under 19, echipa pregătită de profesorul Cristi Crețu a scăpat printre degete victoria, asta după ce au reușit să revină de la 0-1 și să preia conducerea cu 2-1. Din păcate însă, spre finalul jocului, echipa din Mioveni a avut o tresărire de orgoliu și a restabilit egalitatea pentru ca, la ultima fază a jocului, să dea lovitura și să se impună cu scorul de 3-2, într-un joc în care mușcelenii au avut mai mult inițiativa. La Under 17, cuplul de antrenori Ovidiu Tică și Romică Stoian au fost inspirați și au trimis în teren un prin 11 câștigător.
Din nou a ieșit la rampă Mihai Gheorghe, playmakerul de la mijlocul terenului, a scos o lovitură de la 11 metri pe care tot el a transformat-o cu siguranță. Tot Mihai Gheorghe s-a aflat și la originea celui de-al doilea gol înscris de CSS de Nicu Golescu. Capitanul mușcelean l-a servit ca la carte pe Raul Stoica în carul de 16 metri, iar atacantul a dus scorul la 2-0. Spre finalul întâlnirii, galben-verzii au redus din handicap, însă a fost prea târziu. Mâine mușcelenii vor evolua în deplasare la București, unde vor întâlni formațiile similare ale CSA Steaua București. Campionatul județean de fotbal, Liga 5, a pornit la drum într-un nou format, începând cu această ediție de campionat. Având în componență 4 serii, Nord, Sud, Centru 1 și Centru 2, spectacolul fotbalistic va cuprinde întreg județul Argeș. După o pauză de mai bine de 2 luni, fotbalul mic s-a pornit la drum. Duminică s-a dat startul în noul sezon competițional, iar începând cu acest an, fotbalul la Liga 5 are un nou format cu 4 serii față de sezoanele trecute, când au avut doar 3. Astfel, mai mari fotbalului de la județ speră ca sportul rege să cuprindă tot Argeșul. În seria Nord, iubitorii fotbalului s-au bucurat de un adevărat festival de goluri. La Vulturești, vulturii din localitate au dispus la scor de ASE Cetățeni 5-1, iar Partizanul Vlădești a trecut de ASE Rucăr cu 5-3. ASE Dragoslavele s-a oprit la 2-0 în partida de acasă cu Unirea Bughea de Jos pentru ca ASE Godeni să înregistreze o victorie categorică 4-0 în disputa cu Cimentul Valea Mare Pravăț. Tot victorie, dar la limită, au obținut și Lereșteni în partida cu Flacăra Boteni, scor 1-0, grație reușitei lui Tănase cu 5 minute înainte de finalul partidei. Rezultatele complete înregistrate în cadrul primei etape a campionatului județean de fotbal, Liga a 5, a seriile Nord, Sud, Centru 1 și Centru 2 sunt următoarele. Liga a 5, a seria Nord, etapa 1. ASE Vulturii Vulturești, ASE Cetățeni 5-1. ASE Partizanul Vlădești, CS Rucăr 5-3. ASE Lerești, ASE Flacăra Boteni 1-0. ASE Godeni, ASE Cimentul Valea Mare Pravăț 4-0. ASE Petrolul Hârtiești, ASE Schitu Golești 2-2. ASE Dragoslavele, ASE Unirea Bughea de Jos, 2-0. Liga a 5, a seria Sud, etapa 1. ASE Rapid Pitești, ASE Miroș, 5-2. ASE Viitorul Bârla, ACS Steaua Negraș, 2-2. ASE Viitorul Ștefan cel Mare, ASE Speranța Cornățel, 3-1. ASE Căldăraru, ACS Slobozia 2018, 4-3. ASE Unirea Hârsești, ASE Energia Stolnici, 2-1. ASE Izvorul, ASE Progresul Recea, 2-3. Liga a 5-a, seria Centru 1, etapa 1. ASE Rătești, CS Albota 2012, 3-0. ASE Oarja 2011, ASE Unirea Tricolor Șerbănești, 8-1. ASE Viitorul Lunca Corbului, ASE Stejarii Beleți Negrești, 0-0. ASE Cătească, CS Edilul Pitești, 4-0. ASE Micești 2002, ASE Flacăra Leordeni, 8-1. ASE Unirea Călinești, ACS Vulturii Priboieni 2017, 0-3. Liga a 5-a, seria Centru 2, etapa 1. ASE Deportivo Mălureni, ASE Ciofrângeni, 0-0. ASE Șoimitigveni, ASE Mușătești, 5-0. ASE Drăganu, ASE Voința Țițești, 7-0. ACS FC Corbi, ACS FC Dănuț Coman, 5-1. ASE Rapid Davidești, ACS Juventus 1992 Bascov, 7-1. Fotbal Club Star Sport Argeș SA, CS Domnești, 5-2. Duminică, în cadrul rundei a doua din campionatul județean de fotbal Liga 5-a, seria Vest Dâmbovița, a avut loc derbiul Marilor Orgoli dintre Petrolul Răscăieți și Spicul Jugureni. Confruntarea s-a terminat la egalitate 0-0, însă spectacolul fotbalistic a fost prezent pe arena din Răscăieți. Derbiul Marilor Orgoli dintre Petrolul Răscăieți și Spicul Jugureni s-a ridicat la nivelul așteptat de iubitorii fotbalului din cele două localități, asta în ciuda faptului că nu s-a înscris niciun gol. Cele două formații s-au anihilat reciproc într-un joc în care gazdele porneau cu prima șansă, însă și oaspeții din Jugureni au avut câteva oportunități de a marca și de a da lovitura pe terenul din Răscăieți. S-a terminat egal 0-0, iar spectatorii prezenți într-un număr însemnat s-au arătat la final mulțumiți de spectacolul fotbalistic oferit de cele două echipe. Cel mai frumos joc însă a avut loc la Corbi Mari, acolo unde echipa din localitate a făcut scor în partida cu Viitorul Găiești 10-3, stabilind totodată și scorul începutului de campionat. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a doua din Liga a 5-a, seria Vest Dâmbovița, sunt următoarele. Liga a 5-a, seria Vest, etapa a doua. ASE Olimpia Murteni, ACS Urban Titu, 1-4. ASE Viitorul Odobești Ziduri, ASE Viitorul Burduca, 3-0. ACS Voința Ionești, ASE Olimpia Picior de Munte, 1-2.
ASE Sportul Mogoșani, ASE Flacăra Valea Mare, 4-2. ASE Corbii Mari, ASE Viitorul Găiești, 10-3. ASE Unirea Cobia, ASE Viitorul Tomșani, 9-3. ASE Viitorul Străoști, ASE PCM Ungureni, 3-4. ASE Dinamo Odaia Turcului, ASE Flacăra Zăvoiu, 4-1. ASE Petrolul Răscăieți, ASE Spicul Jugureni, 0-0. Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița a programat miercuri o etapă intermediară în cadrul campionatului Ligii a 5-a. Toate partidele se vor disputa începând cu ora 18. Miercuri, începând cu ora 18, se va derula o nouă etapă în campionatul județean de fotbal Liga a 5-a Dâmbovița. Astfel, intermediara programată a se disputa miercuri programează jocuri interesante în Seria Vest, cum ar fi Spicul Jugureni Olimpia Morteni sau Flacăra Zăvoiu Petrolul Răscăieți. Sunt doar două din cele nouă partide care se vor derula. Programul complet al etapei a treia din campionatul județean de fotbal Liga a 5-a Seria Vest Dâmbovița este următorul. Liga a 5-a Seria Vest, etapa a treia. ASE Spicul Jugureni, ASE Olimpia Morteni, ASE Flacăra Zăvoiu, ASE Petrolul Răscăieți, ASE PCM Ungureni, ASE Dinamo Odaia Turcului, ASE Viitorul Tomșani, ASE Viitorul Străoști, ASE Viitorul Găiești, ASE Unirea Cobia, ASE Flacăra Valea Mare, ASE Corbii Mari, ASE Olimpia Picior de Munte, ASE Sportul Mogoșani, ASE Viitorul Burduca, ACS Voința Ionești, ACS Urban Titu, ASE Viitorul Odobești Ziduri. Ploile din ultimele zile a adus și ceva răcoare. Termometrele vor indica de mâine temperaturi puțin mai scăzute. Acestea vor varia în județul Argeș între 25 și 30 de grade Celsius. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 25 și 27 de grade Celsius. Vor fi la Corbi 26 de grade, la Vlădești 27, la fel și la Dărmănești, iar la Câmpul Lung 25 de grade. În sudul județului nu vor fi mai mult de 30 de grade Celsius. La Pitești cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 29 de grade Celsius. Și în Dâmbovița vremea va fi frumoasă. Termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 23 și 32 de grade Celsius. În partea de nord, maxima zilei se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius. În sudul județului vor fi înregistrate până la 32 de grade la Vișina, la Corbii Mari. La Găiești de asemenea vor fi 32 de grade Celsius, iar la Titu 30. La Târgoviște, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 29 de grade. La noapte, cerul se va menține mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Termometrele vor înregistra temperaturi de până la 15-16 grade Celsius. Mâine, de asemenea, cerul va fi variabil mai mult senin, iar termometrele vor înregistra 25 de grade Celsius. Pentru ziua de joi sunt din nou anunțate ploi, iar termometrele vor înregistra până la 24 de grade. Vineri, vremea va fi relativ frumoasă, cu temperaturi de până la 24-25 de grade Celsius. Acestea sunt informațiile, ne revedem mâine seară pentru alte date. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează o nouă ediție a emisiunii Credință Creștină. Vizionare plăcută!